Președintele Alde Suceava a declarat luni 14 martie că în trei zile de la începerea procesului de adunat semnături necesare organizării unui referendum pe 5 iunie cu privire la renunțarea definitivă la sistemul centralizat de termoficare în Suceava, formațiunea sa politică a adunat numai puțin de 2643 de semnături. Cei care au centrale termice deja puși, centrale termice puse din bani proprii, au spus că n-au nimic împotrivă să dea o ultimă subvenție, să nu se mai cheltuiască și pe viitor, cum s-au cheltuit până acum, 24 de milioane de euro în subvenții și ca banii aceștia să nu se mai ducă la o societate privată, dar că e nevoie de o privire de ansamblu și că primăria ar trebui să se gândească la soluții compensatorii și pentru cetățenii care au deja centrale termice. În acest sens, deputatul ALDE susține că toate familiile care au deja instalate centrale individuale de apartament să primească din partea Consiliului Local o reducere de 10 până la 15% a taxelor și impozitelor locale pe o perioadă egală cu suma pe care ceilalți, fără centrală, ar primi-o pentru instalarea unei centrale noi. În acest moment avem de-a face cu două tipologii. Tipologia celor care nu au centrale și vor primi sume. Subvenționate pentru achiziționarea unor astfel de centrale, iar ceilalți care au deja centrale și vor primi scutiri de taxe și impozite în timp, delimitate în timp, la aceeași valoare pe care au primit-o și cei care nu au centrale. Le mulțumesc tuturor celor care au semnat și, evident, le mulțumesc anticipat tuturor celor care vor semna pentru că, în sfârșit, vom spune stop acelor subvenții în masă care merg, în momentul de față, la o societate privată.